Profesorul Adrian Săvoiu, un neobosit căutător de comori prin arhivele bibliotecilor, a prietenilor și a multor instituții, a reușit să strângă o colecție de imagini spectaculoase care prezintă istoria Colegiului Pedagogic Carol I din Câmpulung. Dar și în arhiva școlii existau de asemenea imagini inedite strânse de-a lungul timpului de directorul Radu George. Cele două colecții au fost reunite și stau la baza unui eveniment prin care se arată importanța școlii câmpulungene de pedagogie și se pun în valoare personalitățile care au trecut prin școală, profesori remarcabili, dar și elevi care au devenit nume mari ale țării. O primă prezentare publică a acestor fotografii inedite a avut loc sâmbătă la Galeria Arta, printr-o expoziție la care a participat un public numeros legat sufletește de fenomenul caroliștii. Școala noastră, înființată, după cum spuneați, în 1967, la inițiativa Ministrului Instrucțiunii Publice din acea perioadă, Dumitru Iustin, care a adus un argument foarte, foarte important în a convinge pe regele Carol de a înființa școli normale pentru copiii țăranilor. Nu vom putea avea școli sătești, primare, decât cu convicțiunea de a avea mai întâi învățători capabili și la înălțimea chemărilor. Este un argument care este valabil și astăzi pentru sistemul de învățământ românesc. Am emoții ca de fiecare dată când vorbesc despre școala noastră, mai ales în acest moment când văd câmpulungeni care iubesc această școală, când văd absolvenți care au fost formați și au dus mai departe istoria și valorile școlii noastre, când văd colegi care sunt prezenți și la acest moment foarte important pentru școala noastră. Despre fiecare fotografie în parte, dar și despre istoria din spatele fiecărei imagini, a vorbit Adrian Săvoiu. Aici avem o altă fotografie, document, pe care probabil o vedeți pentru prima dată, din colecția doamnei profesoare Cristina Nicula, aici de față. Ce este interesant? În anul 1894, un membru al familiei Negulici făcea această fotografie. Suntem pe strada Negulici, aici este mănăstirea Negru Vodă, și sigur el își aduna membrii familiei ca să-i fotografieze în august 94. Fără să știe, fotograful prindea în această imagine și prima înfățișare a școlii, iată, o vedem aici, da? Am și un prim plan imediat îl voi da, unde vom vedea că încă nu se luaseră schelele. Mai vedem aici sus, observați, da, flămânda, da, în vechea construcție dărâmată după cutremurul din 1940. Iar aici, iată, un prim plan cu școala și vedem aici încă schelele care nu erau ridicate. Imaginile prezentate în expoziție constituie baza unui album ce va fi realizat cu sprijinul editurii Ars Docendi Universitatea București, ce va fi simbolul marii sărbători a Colegiului Pedagogic din data de 30 noiembrie 2017. Înființată la București în anul 1867 prin decretul domnitorului Carol, Școala Normală Carol I a fost cea din tâi instituție de învățământ din Muntenia specializată în pregătirea învățătorilor. Încă din primii ani de funcționare, școala a avut ca profesor nume mari ale vieții academice, științifice și didactice românești. Mutată din anul 1896 la Câmpul Mușcel, într-o clădire monumentală, Școala Normală Carol I a continuat să fie o instituție de elită prin mari profesori și absolvenți pe care i-a format. Numindu-se din anul 1996 Colegiul Național Pedagogic Carol I, Școala Fanion a începuturilor învățământului pedagogic românesc a îmbrăcat în ultimii ani o haină nouă, în urma unui amplu program de reabilitare a sediului. Așa cum arată astăzi, colegiul este nu numai una dintre cele mai frumoase școli din țară, ci și un monument istoric, un adevărat muzeu.